Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trebuie să ne gândim la diverse scenarii, având în vedere ce se întâmplă la Est, unde Rusia a invadat Ucraina și desfășoară acolo cel mai mare război pe teritoriul european de la cel de-al doilea război mondial încoace, dacă putem să ne imaginăm așa ceva, în urmă cu un an, o invazie de asemenea proporții, cu zeci de mii sau sute de mii de oameni. Bun, asta e, așa că ar trebui să ne pregătim și noi de situații excepționale, ca să fie bine, să nu fie rău. Cum zice prietenul Gică Hagi, depinde cu adăposturile civile. În cazul în care, Doamne ferește, o fi nevoie, noi tot dăm informații privind situația adăposturilor. Nu e prea bună, așa, adică nu-i cine știe ce. Multe sunt totalmente abandonate, sunt improprii, sunt inundate, mucegăite, fără lumină, fără rezerve de apă, fără alimente, pături, medicamente, înțelegi? Adică nu prea-ți vine să te adăpostești. Acum mai bine e soarta în piept și ce-o fi, o fi. Unele sunt numai cu alimente. Asta e altceva, asta că prin subsolurile blocurilor unele au fost transformate în depozite de murături. Mai o căpșunică de la țară, un molan, o zacuscă, o țuiculiță, o palincuță. Zacusca n-are viață lungă. Acolo mai e o speranță, adică dacă e să vină năcazul, măcar poți să-l primești mai vesel. Sau total leșinat în funcție de rezervă. Da. Și în final, mai fi o variantă la care nu ne-am gândit. La drept vorbind, nu s-a gândit nimeni până la comandantul ISU Crișana, care a venit cu soluția într-o conferință de presă consemnată de publicația E. Bihoreanul. Problema în Bihor, ca și în altă parte, dar în Bihor știm că nu sunt locuri în adăposturile civile decât pentru 20% din bihoreni. Unul din cinci. Care are noroc, care n-are. Care e aia marcatoare. Însă generalul Sorin Caba, să trăiți, comandantul ISU Crișana, a spus că situația nu e totuși chiar atât de sumbră precum pare. Citez: în Bihor avem suficiente peșteri care pot fi folosite ca adăpost. Da, deci dacă vreți la... Bun, peștere, acum peșterile, dar nu știm dacă sunt libere, dacă nu sunt cumva închiriate pe termen lung de urși, pârși. Cine mai închiriază lilieci, pește? Sigur sunt acolo. Lilieci, dacă da. Dacă reușești să conviețuiești cu ei... Viezuri. Și ce o mai fi prin peștera respectivă? Animalele simt pericolul, să știi, și devin empatice. Când... Bă, deci... Asta dimineața asta. De astea, nu știi că nu are se ceva. Dacă animalele dacă se tu retrag... ești în pericol, să zicem, de inaniție. Nu asta. Tu te înțelegi cu ursul și împreună prin tomberoane căutați ceva. Nu e vorba de genul ăsta de pericol, Vlad. Am văzut destinul lui de guru debutează azi pe 27 mai. Uite-te aici. Da, vă rog, când sunt cataclisme. Cataciclisme. Da, cum ar fi un război. Da. Și animalele se strâng ele toate într-o peșteră la un loc. Ele stau unul lângă altul prădător cu pradă. Ce mișto e cartea asta. Am văzut într-un film. Adevărat. Era da. Ceva cu omul, cu nu știu ce. Era National Geographic lumii. Și când s-au adunat... Dacă e inundație mare de tot, am înțeles că toate se urcă pe o barcă. Câte două din fiecare specie. Pentru perpetuarea... Da. Ai văzut în Bambi cu un foc de incendiu? Și ai văzut că nu se mâncau mă între ele? Exact. Deci au fugit de incendiu în Bambi, țaca-țaca, și formă stăteau pe mal acolo toți cu ochii hât să vadă ce se întâmplă. Nu rămânea nimeni în urmă. Da. Practic la Bambi trebuie să ne uităm ca să scăpăm. Asta și e, peșterile, dar bine, nu știam că sunt atât de multe peșteri pentru sute de mii de oameni în Bihor. Nu știam. E o zonă peșteroasă, probabil. Serios? Nu știam că sunt atât de peșteri în Bihor. Pe de altă parte, cum să spun, adică dacă, Doamne ferește, Nentu Putin se prăjește chiar total, noi oricum o să devenim toți oamenii peșterilor, așa că o peșteră mergem la minus și importanță. Mergem la Polovragi. Mai avem și peștere de bloc. Care e cea mai apropiată peșteră de noi? Eu asta zic. Polovragi. Unde e Polovragi? La... În Dâmbovița. Aici, nu. Da unde? Spre Reșit, spre Zimă, unde e cu Novaci. Știți? Transalpina. Sunt de Polovragi, lângă Novaci. Da, da mă, okay. Da. Mersi. Zice foarte nu mai știu județ. Gorj. Gorj. Ai mâncat ceva zahăr mai mult azi? Ce? Ai mâncat ceva zahăr mai mult în dimineața asta? Acum apuc. Nu, că n-am tocmai. Băi, da. Ceva. Deci în Gorj. Mergem în Gorj. Mergi repede. Da, o iei pe București, Pitești. Păticule, tu știi dacă când reușești să ieși de militari. Îți dai seama dacă, Doamne ferește, Doamne ferește, se întâmplă ceva, că n-ai cum să treci de militari? Exact. Nu pleci. Nu mai pleacă nimeni. Jur. Da. Dar dacă reușești, te duci pe București, Pitești. Așa, faci stânga la Pitești spre Craiova. La Polovragi nu te găsește nimeni, garantat. Auzi, dar explici foarte bine. Când erai mic, ți se spunea Waze? Nu, dar am avut mereu veleități de-astea de ghid. Știi, atâta că acum nu m-am pregătit, că înainte îmi făceam câte o fițuică. Dar acum e totul la prima mână. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.